Localități întregi din fâșia Gaza au fost transformate în ruine. În 4 zile de bombardamente, aproape 500 de femei și copii au murit. Sunt și peste 4.000 de răniți, iar în spitale nu sunt suficiente medicamente și rezerve de sânge. De sâmbătă, în regiune nu au mai ajuns convoaie cu ajutoare umanitare. Asta în situația în care 80% din populația fâșiei Gaza supraviețuiește din donații. We have 14 distribution centers on the ground, so we had to close them down due to everything that's been happening. Our schools have been closed. That's impacting the education of at least 300,000 Palestine refugee children in the Gaza Strip. So the Gaza Strip is sealed off completely for humanitarian assistance and personnel. I think people have suffered for way too much, for way too long. For many people in the Gaza Strip, this is the 7th time that they're going through a conflict. Șeful diplomației europene a spus că Israelul are tot dreptul să se apere de atacurile teroriștilor Hamas, dar a atras atenția că unele decizii ale Tel Avivului încalcă dreptul internațional. Oficialul european a menționat că Uniunea Europeană va continua să sprijine poporul palestinian. We will check, we will review, member states will do the same thing, but once again, the overwhelming majority of the member states consider that we have to continue our support to the Palestinian Authority and the payments due should not be delayed in a moment in which this organization is in a critical moment because the Palestinian people are also suffering. Potrivit Organizației Națiunilor Unite, până acum peste 180.000 de oameni au fugit din fâșia Gaza. Este cel mai mare val de refugiați de la bombardamentele din 2014, când 400.000 de oameni au plecat din regiune. Mai sunt însă 10.000 de oameni cărora le este aproape imposibil să se refugieze. Singura vamă prin care pot pleca este mereu blocată de mașini, care sunt verificate cu strictețe de autoritățile egiptene. Pe lângă asta, în fâșia Gaza este o mare criză de combustibil. أجمل حي أجمل منطقة خربوها خربوها الله ينتقم منهم حسبي الله ونعم الوكيل عليهم وشردوا أهلينا. Înainte de începerea războiului din Israel, în fâșia Gaza locuiau 2,3 milioane de oameni. Este unul dintre locurile din lume cu cea mai mare densitate a populației, de peste 4.000 de oameni pe kilometru pătrat.